Du la baie, fac... Alex, nu te rog! Ce s-a întâmplat? Nu iar! Bună dimineața! Hei, eu sunt Dia și astăzi este 14 ianuarie, adică este luni, adică ați început școala, adică este ziua mea și astăzi o să fac o grămadă de chestii și o să vă iau cu mine pentru că este o zi specială. Astăzi voi face un challenge de 24 de ore, o să fiu legată de ALVI 24 de ore în cătușe, începând de imediat. Este 9:30 aproape. Și sunt extrem de curioasă să văd dacă o să pot să stau 24 de ore lipită de ALVI. De fapt, ce vorbesc, eu vis devenit realitatea, abia aștept să stau 24 de ore lipită de ALVI. Alvin, stăm 24 de ore așa. Știți de care e faza nașpa? Am programare la unghii într-o oră și trebuie să stai 3 ore cu mine la unghii. Abia aștepți? Ok, hai cu mine să o machez. Ok, deci eu abia acum îmi dau seama cât de greu este să-ți faci părul cu o mână și să faci chestia asta. Fac o camera. Să faci chestia asta cu o traperire trase și să te machiezi tot așa pe întuneric, dar în telefon. Mai trebuie să mă dau cu ruj și sunt gata. O să fie o zi amuzantă. Și Alex încă nu s-a trezit. Da, o să trezească și o să merg pe peste tot ca să fie gata. Cel mai probabil am întârziat, cel mai probabil m-am machiat ca dracu pentru că am făcut-o în întuneric și fără oglindă. Dar asta este, deși cred că nu m-am dat în viața mea atât de egal putuși la telefon elastic, la ochi. Și, da, cred că o să fac asta mai des. Ok, deci am venit și la salonul unde fac eu unghiile la Hello Beauty și Alex nu știu dacă mai suportă. Sunt aici de la 11:30. Cât e ceasul? E aproape 3. Da, 3. Cum este experiența? E super, mă distrez. Te distrez? Da. Urmează să mai mergem în o grămadă de locuri unde facem chestii de fete și eu deja mă trage afară. Oh, o să vă arăt și cum intră o mașină, pentru că stau în spate și eu stau în față. O să vedeți voi, o să vedeți. Am ieșit din salon și acum urmează să ne urcăm în mașină, cum v-am zis. Să vedeți cum mă urcă în mașină. Alex probabil e înghețat totul pentru că a stat 3 ore pe un scaun și s-a uitat la mine. Ei, super! Alex, cred că tu ești foarte celălalt. Chiar îmi doresc să murdărească Dia mașina ca să intre pe aici. Băi, oricum e jegoasă. N-ai habar de cum ți-am zis eu, Dia, că vreau să murdărești mașina. Ok. Nu mai țin minte că ți-am zis mereu, vreau să murdărești mașina. Da, știu. Acum chiar o să se îndeplinească visul meu. Îmi pare rău dacă nu se văd chilații. Nu, nu se văd, ok. Opa, stai. Hai că ai rezolvat, ești ok. Ok, să mergem la drum, așa se pare că da. O să mergem acum la un magazin să ne luăm ceva papuci, pentru că toate încălțămintele sunt papuci. Așa e, Alex? Nu. O să mergem acolo și ne vedem acolo. Avem o grămadă de chestii de făcut. Am fost în 2 locuri să-mi iau câteva pachete cadouri surpriză pentru ziua mea. Acum am ajuns la bowling și suntem aici. Nu vă pot arăta lista de fapt. Prințesa Dia, Alvică, Elf, Lore Bieber, Mimi Menar, Anca și Simona. Trebuie să mai vină Giduș și Poli. Și da, eu vă invit să ne continuăm challenge-ul. Mâna noastră deja cred că este... Vom arunca pe pistă, legați la mâini. Da, asta vom face și sper că nu o să ne învârtim. Cum ar fi să arunc cu tine, știi? Să te iau pe tine și să arunc cu tine. Eu arunc cu tine pentru că îți place. Și după aia genul aș veni și eu, știi? Că sunt legate. Bine, bine! Vezi că faci așa, vezi? Dacă îi dă cu stânga, dă pe banda cealaltă. Bine! Eu ți-am zis să dai cu stânga. Dar știi că urmează rândul tău, adică... Și eu trebuie să dau bani. Să dau cu stânga. Mamă, ți-ai greșit cariera! Wow! Mă vrei să te duci cu stânga, că stânga de mai bine decât dreapta. Da, stânga mea nu merge. E puțin stricată. Da, dar până le-am făcut cu ei. Da, aia trebuia să fie. Uite, iau de piață. Ei, tocmai am ajuns acasă la Alex, este 1 dimineața și încă suntem prinși unul de celălalt. M-am gândit să vă arătăm. La multe. Așa zic, scuze. M-am gândit să vă arătăm, că nu vă arăt doar eu, adică e obligat să arate cu mine ce am primit azi. Bună, ce faceți? Deci am primit un buchet foarte frumos de la Giduș. Am primit... un gloss foarte mișto de la Fenty, chiar am vrut să îl încerc, de fapt să mi-l cumpăr, dar... Așa, o mască de buze, n-am încercat în viața mea așa ceva, nu știu ce se întâmplă dacă spui masca asta cu buze. Nu încerca să-ți dai drumul, că nu-ți dau cheia. Nu, nu vreau asta. Așa. Caut să fac ceva la mândrăcă. Am primit această carte, Te-ai iubi un om ca tine, cu mesajul... Eu aș iubi un om ca tine, dar tu ești cu ALVI, Mimi. Tu ești cu ALVI, care este aici. Bună dia! Hei! Hey. Așa. Am mai primit, mega forță! Am mai primit încă o carte. Mamă, ce greu e. Cum să oprești timpul cu mesajul oricât de sus ajungi. Nu uita niciodată. Să nu uiți niciodată. Nu ai dreptul să uiți de unde ai plecat. Mi se pare ceva normal. Și nu trebuie. Nu trebuie. Nu uita să te bucuri de fiecare moment. Nu uita să te bucuri de... Ah, bă, că mi-e și pe miudă. Nu uita niciodată să te bucuri de fiecare moment din viața ta. Te iubesc cu drag, Lorena. Te iubesc cu drag. Vreau să te iau de gât, iub, ca să te țin așa. Of. E ok. Așa. Am mai trecut pe la cei de la stil.ro și mi-au oferit această pereche de Adidas de la Reebok. Sunt foarte drăguți și n-am nimic mov. Deci îmi plac și mi-am luat o pereche de timp. Bine, mie nu-mi plac, da? Da, e ok. Glumesc. Bine, sunt ok, nu. Mai am o pereche de Timberlands cu Diana, gravați pe ei și un diamant. Cât de cute! Oh my god, nu mai pot să mă întind după alea, că mâna mea a plecat. Îți fac mesaj la picior. Ok? Am mai trecut și pe la cei de la Buchetina, nu știu dacă mai știți pe cei de la Buchetina. Am cumpărat de acolo buchetul pentru mama mea la... Mama, vezi, du la baie, fac... Alex, nu te rog! Ce s-a întâmplat? Nu iar, toată ziua s-a pișat, jur. Scuze, glumea. În mod a fost oribil să merg cu el la baie. Hai să vedem ce ne oferă cei de la Buchetina. Am deschis foarte tare buchetul, este atât de drăguț. Era invers buchetul. E o cutie, boss. Da. Ce faci? Era să nu mai fie. Este un trandafir care nu mări niciodată. Este foarte drăguț. Foarte drăguț. Criogenizat. Și pute? Da, lipici. E criogenizat, boșul. Da, așa este cum zice elful. Ok, elful. Și dacă vezi că moare... Așa. Și am mai primit ceva? Nu știu ce am mai primit. Un buchet mare de la Giduș, cred că am zis asta. Așa, continuăm. Eu vreau să stau cu mâna pe gâtul tău. Ah, ok. Și eu vreau să stau cu mâna peste mâna ta care stă pe gâtul meu, că altfel nu pot să stau. Doră, treia de alea cu pumn. Da. Am vrut. Mai avem încă 10 ore de stat, așa. O să adică ne băgăm, somn. Ne băgăm la serial după aia. Bine, da. Și după aia vedem cum dormim. Foarte apropiați. A, nu! mi se pare un spațiu suficient pentru a-ți păstra spațiu. Adică mâinile noastre poate să fie așa, iar noi să fim la distanță. Nu. De ce nu? Așa trebuie, ca să nu ne rănim. Ok, voi continua cu filmarea mai târziu când ne vom băga în pătuț. Pe cine pupi? A? Pe cine pupi? Cine e acolo? Zi-mi, pe cine pupi? Eu... Vă omor! Da. Nu mai mă pupă mine, gata, e pupat. Haide, mă duc să fac pipi, hai. Nu te rog. Este timpul să ne punem la nani. Nu ne punem la nani. Ne uităm la serial, pentru că avem un serial împreună și ne uităm numai împreună, așa e. Niciodată unul fără altul. Așa este. Recunosc că ne-am dat 2 secunde astea jos ca să ne schimbăm pijamale, că altfel n-am putut, am încercat, dar hainele se opreau aici, se opreau, n-aveam cum. Da. Ne vom revedea mâine dimineață și până atunci o să vă las cu un noapte bună. Noapte bună. Eu și Alex ne-am dezlegat, nu mai suntem în cătușe. A fost un challenge extrem de greu, dar mie mi-a plăcut să fiu lipită de el 24 de ore. Ok, asta a fost tot pentru asta. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Eva Pup și vă iubim.